România mai poate pierde un fotbalist. Un puș de 16 ani care joacă la Lece va fi convocat de australieni. Născut la București, puștul n-a fost niciodată în Australia. Jason e puștul cu dublă cetățenie română și australiană. Tatăl său a locuit 20 de ani la Sydney. Băiatul a jucat la Dinamo și Oradea înainte să ajungă la Lece, unde golgheter la juniori. Unde te-au văzut cei din Australia să te cheme la lotul Under 18? Niște oameni pe Twitter, că am văzut că au fost niște postări despre mine. Mi-a spus că sunt interesați și ar vrea să vadă dacă aș putea să joc pentru ei. Australienii l-au căutat pe Jason, nu și românii. Vrea fi o onoare să joc pentru lotul de România. Eu am copilărit, aici am început fotbalul. La doar 16 ani, Jason are 1,93 și e atacant. Idolul meu este Haaland, am doi foarte înalți, puternici, aș zice, și scopul nostru este să stăm goluri.